Salutare pe și pereții și bine m-a regăsit la Minecraft Survival Subteran, episodul 16. Și la episodul trecut, episodul 15, încă n-am obținut 150 de like-uri, așa că încă nu a apărut link-ul de download. Scuze pentru asta, pentru că am mărit limita, dar na, mi-au crescut și views-urile în ultimul timp și am zis să măresc și limita de download, de like-uri pentru download. Și hai să vedem. Oh, așa, bun. Au crescut destul de mulți, deci nu e nicio problemă, adică pot crește fără probleme. Și episodul ăsta va fi puțin mai scurt, bănuiesc, nu știu, probabil o să mă iau iar cu vorba și chestii și o să fie tot la fel de lung. Dar spun și eu că o să fie mai scurt și sper, pentru că mai am și altele de făcut și cu siguranță o să mă ia valul și o să fac mai mult timp. Hai să vedem. Cineva mi-a zis că trebuie să le dau altceva la ăștia ca să se înmulțească. Uite cum merge. Chiar merge. Asta a fost drăguț, dar e unul normal, nu e așa? E unul absolut normal, numai care de tamai căpățâna. Deci capul are al lui Tasu, sau cred că e Tasu, și corpul lui Mansa. Unde ești, bă? Stai mă jos. Ce drăguț e. Uitați voi ce micuț. Cum să-l numim? Și asta e și întrebarea episodului de astăzi. Cum să numim cățelușul ăsta micuț, nou născut, care avea ce l-am făcut acum. Și mă întreb dacă ăsta e cel normal. Adică bănuiesc că așa arată cei normali, pentru că nu avea cum să se facă mai diferit sau habar n-am. Dar mi se pare că se potrivește cu cei... Băi! Băi, serios? Na, papa, mănâncă, de ce nu mănânci? Vino încoace și stai jos, așa, stai acolo, tu dă-te de aici, nu mai stați aproape de pereți, că cine știe cum intrați iar în ei, cu activitățile voastre paranormale, și stați aici, o familie fericită, așa, și îl avem pe Max, pe Lungilă și... pe puiz pe care îl veți numi voi, asta va fi întrebarea episodului și comentul cu cele mai multe like-uri va fi selectat ca nume pentru cățeluș. Bun, și astăzi vreau să facem cu toate sugar cane-urile pe care le-am găsit, să facem rafturi de cărți ca să facem enchantment table-ul ăla mai folositor și să-i mărim levelul, pentru că nu avem ce face cu levelul pe care l-avem acum și trebuie să-l folosim. De ce vă uitați așa toți la mine cu capul într-o parte? Uitați-vă și capul în partea cealaltă. Serios, nu-mi place, parcă sunt niște zombie. Așa, bun, perfect. Sunt chiar înfricoșători. Păi, uitați-vă și voi cum se uită. What the heck? Papa. Prea înfricoșător. Bun, și hai să vedem. Avem aici sugar cane-urile astea. Oh, așa, bun, perfect. Avem 48, avem 60, 63 și mai avem și aici. Așa. Și ups. Și așa. Și cam astea sunt toate. Bun. Și avem 64. Apoi avem 16 cărți și mai avem și aici. Așa, bun. Și avem 28 de cărți. Asta e tare. Și nu știu dacă mai pus ceva sugar cane pe aici ca să mai pot să mai fac ceva. Nu. Ok. Și avem nevoie de wooden plank-uri. N-avem destule. Mai adun de pe aici ce mai are resturi. Și o să mai transform stack-ul în stack. Ok, hai să vedem. Ok, sper că astăzi de ajuns. Cu siguranță sunt de ajuns. Așa. Împărțim și pe astea. Și aici. Și perfect. Bun, și avem încă 9 rafturi de cărți. Asta e tare, hai să vedem cum le punem și pe astea în zona asta aici. Deci va veni încă unul aici. Apoi va veni așa, așa, așa. Așa. Bun. Și astea sunt. Deci e perfect în tot jurul
chestii astea. Și avem enchanturi destul de mari, destul de mari. Dar cu siguranță nu o să folosim levelul pentru asta. Și după cum vedeți, avem destul de multe cărți. Dar ce vrem să mai facem acum este să extindem puțin chestia asta. Nici nu știu de cât timp am început, trebuia să verific. Oricum o să pun un timer de acum, hai să vedem. Avem alarmă, ceas, cronometru. Haide, pornire, ok. Așa, și bănesc că avem în jur de 10 minute sau 5, nu știu. Și o să mai mărim și... Ups, n-am vrut să fac asta. O să mai mărim puțin și mina asta de aici. Mina. Fermă. Ferma asta din partea aia, în partea aia și... Da, ca să avem mai multe, să putem face mai multe deodată. Pentru că așa vom face foarte, foarte puține. Și na, trebuie să fie mai multe. Hai să pun niște torțe aici ca să nu dispară. Să fiu sigur așa. Ups, acolo, perfect. Bun, și luăm și astea. Ok. Nu știu cât de departe o să o ducem. Știu că avem și ceva dirt pe aici. O să ne ușureze munca, bucata aia de dirt. Așa, ok, și vă întrebați de ce n-am postat nici astăzi. Păi, să vedeți, poveste lungă. S-a luat iar curentul. Da, s-a luat iar curentul, a fost pană de curent din nou. Deci, serios, filmam hack slash mine, am vrut să încep seria, filmam primul episod și dintr-o dată, zbang, s-a luat curentul, în timp ce filmam. Și mai aveam puțin, filmaserăm cam 25 de minute. Și apoi totul s-a dus de râpă. Nu pot să cred. Cum să se întâmple așa ceva? Cât ghinion să ai? A fost prea penal. Și m-a enervat atât de tare. Și l-a ținut și până acum, până la 9 seara. Serios. Să-i ții curentul luat până la 9 seara. A plouat îngrozitor de tare. Și na, ei când au văzut că plouă așa tare, păi no, hai să luăm curentul, că la ce le mai trebuie. Nu-i bun curentul, e prost curentul, nu mai trebuie curent. Sau au zis și ei acolo, bă, hai să-i facem lui Repkido o farsă, să-i luăm și noi curentul acum cât filmează, ca să nu mai facă view-uri pe ziua de azi. Da, ce să faci? Cam asta e România, frate. Cam asta o să-mi spun de acum încolo când se întâmplă ceva rău aici. Trăim în România și asta nu e nimic deosebit față de ceea ce se întâmplă într-o zi normală din România. Deci cam e ceva foarte obișnuit, nici nu o să mai mă mir când o să se ia curentul sau când o să se dărâme nu știu ce casă sau nu știu ce bloc sau nu știu ce chestii sau... Mă rog, deci pur și simplu România e o țară care se duce din ce în ce mai jos și se scufundă, practic. Bun, și hai să vedem. O să avem nevoie de găleți. Găleți, găleți. Sunt pe aici, pe undeva. Uite-le aici, așa. Și o să mai lăsăm din chestiile astea pe aici. Nu avem nevoie de clocul ăsta și nu avem nevoie nici de asta, nici de asta. Oh, de dart am nevoie. De wheat, de rotten flesh, nici de... De fapt, hai să... Ok, lasă-le pe alea acolo care sunt. Dirt o să fie aici. Și mai are nevoie de o găletușă. Ok. Pune-le așa, perfect. Așa, și hai să coborăm aici, să vedem. O să punem o găleată chiar aici. Și apoi o găleată chiar aici. Și apoi și aici. Apoi aici. Apoi aici. Așa. Bun. Și aici. Ok, asta nu e tot. Deocamdată o să înlocuim tot asta cu dirt. Așa, și aici la fel. Și aici. Bun. Și o să facem destul de mare și ferma asta din partea asta de aici. Bun, hai să mai vedem cât mai mergem încolo. Nu știu cât ar trebui să mai mergem. Și ar trebui să mai facem un rând și în partea elaltă. Nu știu, dar ar fi o idee destul de bună să mai facem un rând. Nu-i așa? Eu zic că mai putea merge în partea asta cu încă un rând. Și n-ar fi o idee destul de... Destul... Ba chiar deloc, rea.
Hai să văd cum scap de toate chestiile astea mai întâi. Ajung acolo, ajung, ok. Dar nu mai ajung acolo. Nope. O să pun asta și o să sar aici. Ok, așa e. Ops, era să iau aia. Așa e bine. Luăm și dirt-ul ăsta. Bun. Așa, și apoi mai trebuie să... mai trebuie să săpăm aici încă unul și suntem gata și cu partea asta. Aici nu cred că trebuia să fac asta. Bun, dăm asta deocamdată. Și aici trebuie. Trebuie în partea asta atât. Ok. Până sus. Nu trebuie chiar până sus, dar haide să mă ridic eu și să iau toate astea de aici. Pentru că nu arată... oh, fuck! Nu arată bine deloc. Și cum am stup eu chestia aia? Oh, nu e bine. Așa, perfect. Bun, și luăm și asta de aici. Astea, perfect. Așa, și acum ne ducem cu asta până în capăt. Va dura ceva și va trebui să scoatem și astea. Ok, bun. O să iasă destul de bine și cu ferma asta, adică o să avem mai multă, mai multe resurse de aici, o să avem mai multă recoltă și va fi destul, va fi, ne va lua mai puțin să facem toate chestiile alea acolo, adică nu ne va mai lua așa de mult timp. Chestia plictisitoare e până rezolvăm cu toate chestiile astea aici, adică va dura ceva să le punem. Ok, și aici va trebui unul, de fapt o torță. Cumva va trebui să dau și puțin dintre asta jos. Până aici, până aici ok. Până aici e perfect. O, stai. Să văd, așa, bun. Haide, așa. Dă și astea, bun, perfect. What the fuck? Ce naiba? Oh, ok. O să mă întorc imediat. Ok, bun, a revenit. Așa. Nu știu din ce motiv și cum naiba ușa mea era deschisă. Și normal că trebuie să intre sora mea vine de afară. Și aoleu, nu știu ce, bla bla bla, am venit cu plugușorul. Ah, vai de capul ei. Așa, bun. Ah, pana de curent mi s-a părut absolut o prostie super gigantică și nenorocită. Cu toate că a plouat cu găleata și a plouat super nasol. Adică a plouat super tare. Și a fost... aproape s-a inundat strada. Mă rog, dar asta nu contează. Contează să terminăm episodul de astăzi cu bine. Și... desigur să facem cât mai multe în episodul ăsta. Hai să vedem... cum o să amplasăm niște torțe pe aici. O să avem nevoie de torțe... pe aici. Așa. Acolo, da, la nivelul ăla. Și apoi o să punem la două blocuri distanță. Aici și aici. Ok, deci aici și aici. Perfect, și apoi o să mai vină niște torțe în părțile astea. Și aici la fel. Și aici la fel. Oh, nu, stați puțin, că aici nu mai poate să mai crească. Deci vor trebui puse sus. Nu mai pot crește din cauza chestiilor astea. Oh, dar știți ce pot face? Pot rezolva și chestia asta imediat și chiar o să fac. Pentru că nu vreau să le las așa. Vreau să crească cât mai sus și o să le pun chiar așa. Perfect. Sper că acolo n-a rămas nimic. Ok, și aici la fel. Hop, oh, nu vreau pe partea aia. Oh, fuck, come on. Lasă-mă, oh, frate. De ce nu mi-o pui acolo? Așa, perfect. Bun, și aici la fel. Ok. Și acolo, bun, aia nu trebuie, n-are ce căuta aici. Ok, perfect.
Bun, și astea bun. Și acum pe partea asta trebuie să facem chestia asta. Hai să luăm și... What the fuck, băi! Ce? De ce se spawnează tipii ăștia aici? Nu, nu o să las, nu o să-i las să facă așa ceva. De ce se spawnează aici? Că e lumină absolut... Foarte multă lumină. Ok, cred că o să mai luminez puțin locul ăsta pentru siguranța noastră. Wow, când am ieșit afară și am văzut doi creeperi, mă zic, ce naiba, cum s-au spawnat aici? Ce naiba se întâmplă? Au venit de aici? Cred că ar trebui să pun uși peste tot. Bun, hai să vedem cum facem cu chestia asta. Va trebui să luăm asta de aici și să-l înlocuim cu niște cobblestone. Dar dacă tot avem mult dart aici, hai să-l luăm și-l putem pune acolo. Să-l folosim, măcar. Așa. Ok, chestia asta mă ajută, știți de ce? Pentru că atunci când o să vreau să măresc mai mult, nu o să mai trebuiască să sap așa mult. Și știți ce? Cred că o să... chiar o să măresc. Ia să vedem. Suntem chiar aici cu ea, deci... asta nu-mi trebuie. Bucata asta nu-mi trebuie de aici. Să știți că n-ar fi o idee rea să mă mulțesc și până aici cu astea. Ok, o să facem și asta. O să facem... da, asta nu trebuie aici. Ok, hai să văd cum a stupt toată bucata asta. Așa, bun, și va trebui să fac... Oh, stai că nu aici. Trebuie să le dau jos pe astea. Și apoi sus acolo, aici, aici. Și astea va trebui să le dau jos. Ok, toate astea vor trebui date jos. Așa, perfect. Am dat și de niște iron, de care nu o să avem nevoie niciodată, pentru că avem destul, destul de mult, chiar foarte, foarte mult jos în chest, de fapt sus în chest. Așa. Of, nu mă mai lasă și pe mine răgușeala asta. M-a lăsat răceala, dar am o răgușeală nenorocită. Mereu după fiecare răceală trebuie să răgușesc. E așa de enervant. Și mi-afectează și vocea în videoclipuri. Și chiar nu-mi place deloc chestia asta. Bun, hai să vedem. Așa. Până aici, bun. Și aici la fel. Sper că nu se mai spawnează creeperi acolo. Bun. Și apoi vom pune... Oh, stai, nu acolo. Așa. Bun, și dartul ăsta... Ok, perfect. Și aici la fel. Și cam asta a fost tot dirt-ul de înlocuit. Da, cam asta a fost. Acum mai avem sus aici chestiile astea de pus. Ne făcut niște găuri. Și aici. Ok. Așa și aici. Aici și aici. Bun. Și aici la fel. Oh, stai că nu mai am, nu mai am mâncare. Am ceva de mâncat la mine. Am aici asta. Ok. Așa, hai să ne umplem hunger bar-ul rapid. Și apoi se termină și cu chestia asta. Și aici vom încheia și episodul de astăzi. Oh, am spus că o să fie mai scurt. Și o să fie mai scurt. Ok, bun. Okidoki. Tam-tam. Oh, stai pe asta. Oh, come on. Ce e lagul ăsta? Bun, aici va fi destul de complicat. În fiecare parte trebuie să fac același lucru. Haide. Oh, frate, ce enervant e chestia asta. Op, așa, bun. Hopa, bun, perfect. Și acum asta va fi destul de ușor. Pentru că pot să le... Oh, gata, am terminat cu asta. Ok, super. Și e luminată toată. Nu cred că mai trebuie nicăieri lumină, nu? Nu cred. Bun, și acum va trebui să înlocuim toate astea cu dirt. Și...
este totul ok și... A, da, și mai avem depus apă și cam asta e tot. Și va fi totul perfect. Oh, vom avea ceva de, nevoie de ceva dirt aici. Mai ales pe rândul ăsta. Ah, ups. Pune aia la loc. Las-o așa. Ok. Bun, până aici și aici la fel. Așa, bun, perfect. Ups, stai, stai. Haide măi, serios. Bun, perfect. Cam asta este. Nu-i așa? Da, și să vedem, iluminat totul perfect. Astea cresc cum trebuie. Oh, aici, da, trebuia să scot torța asta. Ok, oh, stai. De ce n-am lumină și aici? O să pun sus. Dă-mi aia. Așa, acolo, acolo, oh. Acolo și acolo. Perfect, bun. Și acum va trebui apă și în partea asta. Așa. Ducem până aici. Oh, haide. Așa. Oh, ce enervantă chestia aia. Bun, și aici, aici. Aici, nu, aici. Așa, perfect. Și cam asta e și cu partea asta. Acum și în părțile astea. Bun, și oh, aici și aici. Oh, mai trebuie una. Perfect. Bun, și în partea asta. Și o să mai adaug găleți. Perfect. Și acum putem pune sugarcane-uri. Să vedem câte avem. O să le luăm și pe astea toate de aici. Așa. Perfect, bun. Și acum va trebui să punem câteva și pe rândul ăsta. Cam până, ah, până aici, ok. Și apoi vom pune în mod egal până la sfârșit. Ok, nu vom avea, va rămâne una fără sau una cu un plus. Da, vor rămâne două așa și... Oh, uite că mai crescut una, ok. Asta e bine. Bun, și le vom mulți pe toate până la sfârșit acolo. Și mai trebuie torța aici. Ops, aici, așa, perfect. Și, wow, e chiar, chiar mult mai mare decât mă așteptam să fie și a ieșit super, super tare. Vom putea face un enchant super mare după ce vom recolta toate chestia asta. Și a ieșit chiar, chiar super tare peste așteptările mele și va trebui să facem așa și cu asta de aici. Și desigur, cred că o să-i fac într-o parte un canal pe margine pe care o să mergem să putem să ajungem la fiecare în parte. Și da, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Cred că avem în jur de 30 de minute, nu știu sigur. Dar încerc scuze din nou pentru că n-am uploadat astăzi, v-am spus, a treia zi fără curent. Adică am avut dimineață și iar s-a luat, deci nu, n-a ținut toată ziua, a ținut vreo 5 ore, dar 5-6 ore, dar e mult și atât, for fuck's sake. Fuh, ok, bun, și asta nu mai e folositoare de aici. Cred că am putea să luăm ușa asta și să o punem aici. Iar asta să astupăm. Da, cred că asta e ok. Bun. Și cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Repar și perțe și ne vedem următorul episod din Minecraft Hack/Mine. Probabil o să începem primul episod, pentru că, na, acum nu... N-am putut să-l pun pentru că s-a luat curentul fix când filmam și filmarea s-a dus naibii, s-a făcut praf. Și e pur și simplu dusă. Da. Și da, cam asta a fost episodul de astăzi, Reaper și perțe și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Minecraft, seriile celelalte secundare de Fear și Rayman Origins vor continua mai târziu când vom avea timp liber pentru chestiile astea, adică am și eu tezele acum, săptămâna asta am două teze, după aia banchetul și săptămâna viitoare iarăși o teză la matematică, deci cred că așteptăm vacanța de vară și
De fapt, vacanța înainte de examene și atunci cred că o să mai postăm ceva din seriile secundare, dar până atunci o să avem mult, mult, mult Minecraft și sper că o să vă placă asta, pentru că cele mai multe view-uri, na, vin de la Minecraft și, oh, uite cum e crescut una și acum e perfect, bun. Și da, ne vedem data viitoare, la revedere, pa, pa!